La al meu, i-a picat netul sau ceva și am rămas singur Road to Global, pare. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare, my friendos, și bine v-am găsit la un nou episod de Wingman Road to Global. Hey bro, hai să vedem cum decurge situația aici, my friendos. Fără urma, primul match de Wingman la care m-am băgat așa dis de dimineață. Bă, 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 al meu ce ține? Site. Așa. Nu pot să cred că a plantat aici lângă mine. Hai de capul meu, al meu ce-a ținut din tip. Guys, băgați un like puternic. No problem, bro. Pentru acest episod și-a cerut scuze al meu. E de treabă și am impresia, nu știu ce am impresia asta, dar am impresia că am mai jucat cu el. Mi se pare super cunoscut ori numele, ori nu, cred că tagul de fapt. Tagul lui. Hai să vedem. Pushing short. Bof, bof, one more. E chiar după căruță, guys. Meciul ăsta poate fi meciul meu de rank up în global, pentru că nu știu că vă amintiți din episoadele anterioare, dar am scăzut la un moment dar nu mai știu cum. Probabil că cu Alinuț sau nu mai țin minte. Sincer, doar înseamnă că a trecut ceva timp dacă nu mi-aduc minte. În fine, vreau să facem globalul și o să filmez mai multe episoade astăzi, așa că dacă nu facem meciul ăsta, deși cred că e posibil, din câte mi-amintesc că avem win-uri. Mamă, dar se bagă, bă, al meu. What? Se bagă al meu. Dacă nu episodul ăsta, mai mult ca sigur, în următoarele episoade o să facem rank up-ul. Hai să vedem, short, nu, casă l-am scos. Ok. Te-ai nice, dus, bro. Uf, nice, 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 let's go. Don't push, bro. Ok, ok, ok. Stay safe. I will molly short. Mamă. Ok. Asta zic, ascultă, pă, al meu, e aici cu mine, I drop you. Așa. Oh, thank you. Nu pot să încă n-are bani. Careful long. Poate fi și casă. Mid, mamă, au dat flash. Bă, iartă-mă pe mine. S-a aruncat flash-ul ăla puternic din mid. Ia. Cineva lung? Haide, guys. Pușați cu tupeu. E nasol că am pierdut două runde, sincer. Foarte nasol. Dar poate facem un 6-2. Tu. Mamă, sunt doi. Wait, I have smoke. Nice, bro. Asta zic. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Mamă, era urcat pe aici, pe burlan, era să-i bobutoi. Pe biciclențiu, stătea acolo sus. De-aia nu-l numeream. Ești nice tactic, bro. E aia, bro, e molly short, ai molly long, okay? Ok? Gata, nu mai au nicio șansă. Dacă o jucăm așa, how? Mamă, îl învăț eu pe al meu, mă, tacticile mele. Schema manevră. Nu, schema țin manevra Y. Aia e. Nothing mid. Nice. Mamă, ce prost a tras. It's boiler. Mamă, ce prost a tras. Acolo trebuie să fac kill-ul, dar nu mai zic nimic, e ok. Merge și așa. Zice care bomba. Asta zic. Nice, bro, let's go. E un kill. E un kill. 3-2, deja recuperăm. Let's do 6-2, bro. Yes, yes, molly every round. Okay. Întreabă pe bune, mai îndrept dacă a mers și a fost bine. De ce mai îndrept, mă, bro? Man. Și credeți-mă, guys, dacă folosiți tactică. Nu e nicio tactică, de fapt. E chestia că îți dai și tu utilitățile și îi ții pe ăștia să nu te pușeze și își pierd de la nu ăla de la început de rundă. Știi ce zic? How? Dacă vă jucați Wingman pe Inferno, frumos, molly short, molly lung, i-ați blocat în mid,
o să încerce să pușeze casa, dar probabil o să se răzgândească, o să treacă moliurile, după aia o să se, nu știu, în orice caz se haosește echipa adversă de obicei, mai ales la rank nu atât de mare. Acum dacă vă jucați versus doi oameni cu 3 mielo, am loc. Snake smokes and he maybe go. Nice, nice. Bă, și ăștia trăgeau la warm-up, sincer să fiu. Adică chiar erau acolo un fire, headshot-uri, chestii. How? A pus shift-ul, bineînțeles. Eu zic că tot aici vine. Hai de capul meu. Mamă, mamă, să-mi zică că am coduri sau ceva. Ar trebui să mă pregătesc de acum să opresc chat-ul să astea. Hai, just to be safe. Nu pot să cred, s-a deconectat al meu. Guys, de ce? Am rămas solo queue, guys. Și va trebui să mă descurc. N-avem ce să facem. Al meu i-a picat netul sau ceva. Și am rămas singur, road to global, păreri? Ăla e pe lung. Deja a pușat. O să-l pușez și eu pe ăsta. Aha. Serios. Și avea bomba. Dar eu am gap? Ha 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 ha. Ăla poate să vină prin casă, mamă, mamă. Se pot întâmpla multe. Poziția asta e prea comună. Dar cu toate astea am luat solo runda. Mamă, mamă. Cred că niciodată n-am pățit asta într-un episod, să rămân singur și să mă joc 1 versus 2 până la final de meci. Dar, ha, ce să zic, a venit și momentul ăsta. Hai să încercăm să o dăm. Pentru că, na, după cum vedeți, în bază bate vântul, nu e nimeni, na. Am Luco sau poate că, habar n-am, poate că e Luco. E runda mea, jur. Nu pot să cred, 64 în 5 hituri, am tras execrabil, dar totuși, suntem bine. Suntem în grafic 3-6, pot să-mi iau Mac 10 și o să-mi iau flash-uri. Vă dați seama că n-a altceva ce să-mi iau și eu. O să dau un flash peste direct când plec din bază. Un flash cu acoperișul în dreapta. Și mă așteaptă, vă dați seama. Cred că ești în boiler. Mamă, 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 mamă. 64. Ok. Mă, s-ar putea să fie mai greu decât mă așteptam eu să fie, dar în fine, hai să băgăm iar flash-uț. Pam. Aha. Unui site. Bă, cât ghinion. Și cu toate astea am bani mulți. Pot să-mi iau AK. Cred că am bonusul mare, dar am bonus pentru că mă joc solo, cum ar veni. Ceea ce... genial, mai lăsăm niște bani și pentru runda viitoare. Nu pot să cred. Nu pot să cred, trebuia să fie pe cap. Mamă, dacă s-a reconectat al meu, cât de easy ar fi. Gândiți-vă de câte ori am rămas efectiv 1v1 și l-am și secat pe al doilea. Dacă aveam coechipiere era lejereanu. Hai că poate. Marci, mă, mi-a dat din săritură. Mi-a dat din săritură, păreri. Păreri, sare și trage al meu.
Bă, mă, lași. N-ai cum. Dar e fun. Vă jur că e fun. Nu știu, chiar e foarte challenging așa. Bă, măcar o rundă de asta 1v2 să câștig și eu. Măcar egalul să mi-l asigur. Hai că s-a dus dacă e. Best flash e, ce să zic. S-a tras dacă e 8-6. Sunt amândoi pe mine, vă dați seama, nu? Aplică metoda rașului, că văd că aia a mers când i-am luat prin surprindere. Aia a mers cel mai bine. Și o să dau un smoke în stânga. Dacă e. Și avem și un molly. De fapt, îmi dau un molly. SARS. Aha. Aha. Nu, no, vine ăsta niciodată pe lungă. Ba, da, mă, pe lungă a venit, nu pot să cred. Mamă, ce meci, bă. Mamă, ce meci. Oh, firar. Păi, dacă nu se deconecta al meu, era genial. Bă, dar am făcut-o și pe asta. Am jucat solo queue și eu zic că m-am ținut bine să rău de tot. Adică chiar, chiar ați văzut, pușeau amândoi cu grijă. Așa mai aruncau un smoke, un molly, o chestie. Se ascundeau, nu veneau chiar ca boții direct pe mine. Deci... Da, 1v2 e fun, sincer. E foarte, foarte fun și m-aș mai juca. Bine, nu cred că e atât de lejer să câștige. Clar că nu poți să faci un om singur. Ce fac doi cu dublaj când vin unul pe short, pe lung, pe chestii, pe how. Dar dacă v-a plăcut mai friendos, spuneți-mi în comentarii și promit că o să mă rog eu să se mai deconecteze vreodată unul, să mai prindem așa niște momente de astea în care jucăm 1v2. Băgați un like la acest episod, my friends, vă aștept pe Insta, OneFlashCuZero, vă mulțumesc dacă mă urmăriți și acolo. Bineînțeles, vă aștept și pe Twitch, pentru că streamurile zilnice s-au mutat acolo. Băgați codul OneFlash pe PC Garage și profitați de reducere la absolut orice comandă. Eu am fost Flash, v-am pupat, pa!